Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria Ce se întâmplă cu compania? De data aceasta discutăm despre Transilvania Broker, o companie listată pe piața principală, dar poate o companie ceva mai puțin lichidă, însă o companie foarte interesantă, după părerea mea, și o să vă explic în minutele următoare de ce consider acest lucru. Vreau să specific încă de la bun început că nu dețin în portofoliu acțiunii, acțiunile Transilvania Broker, însă este o companie foarte interesantă pe care o urmăresc de ceva timp de la distanță. În minutele care urmează ne vom uita peste o prezentare pe care am făcut-o în urmă cu o săptămână pentru membrii comunității Investește la Bursă. Dacă vreți să vedeți întreaga prezentare, o găsiți pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Comunitate. Vă invit să vă faceți un cont acolo. Haideți să trecem la prezentare. Dacă ne uităm pe graficul companiei, putem vedea că în anul 2022 a avut o evoluție de plus 14%, însă în ultima perioadă acțiunile companiei au intrat într-o evoluție laterală și probabil mulți dintre voi vă întrebați, ok, ce e așa special la compania asta? Dacă ne uităm peste indicatorii financiari și vedem aici un tablou de bord din platforma Investește la Bursă, putem vedea foarte mult verde și anume multiplii de evaluare destul de ok, o să intrăm în detalii despre multiplele de valoare ceva mai târziu. Putem vedea o rată de îndatorare destul de scăzută. Această companie are mai mult cash decât datorii purtătoare de dobânzi, Indicator de pe equity la valori foarte bune, o rentabilitate a capitalului investit foarte bună și vedem venitul în creștere cu 60% la nivel semestrial și un profit net în creștere cu aproape 131% rezultate mult mai bune la nivel trimestrial față de trimestrul 2 de 2021, însă o scădere a profitului cu 50% față de trimestrul 1. Ce trebuie să reținem este faptul că, în cazul Transilvania Broker, cel mai bune rezultate compania le înregistrează de obicei pe trimestrul 1, atunci când, la începutul anului, se renoiesc polițele de asigurare. Însă și trimestrul 2 a fost un trimestru foarte bun pentru companie și acest lucru putem vedea dacă ne uităm peste evoluția veniturilor și a, cifre, venitorilor și a profitului companiei. Dacă ne uităm aici în platforma Investește la Bursă, unde avem rezultate la nivel trimestrial, putem vedea aproape că și trimestrul 2 a fost un trimestru cu venituri uriașe, cheltuielile au crescut de asemenea destul de mult, însă marjele s-au menținut la undeva la 8-7% pentru marja netă, 8% pentru marja operațională. Vedem că și trimestrul 2 a fost un trimestru cu mult mai bun decât trimestrele 2 din anii anteriori. Așadar, rezultate foarte bune pentru Transilvania Broker, chiar și pentru trimestrul 2, un profit în creștere semnificativă față de o creștere cu 87, aproape 88% față de trimestrul 2 2021. Veniturile companiei au crescut pentru că veniturile din segmentul de intermediere s-au majorat cu 60%, de asemenea volumul de prime intermediate a crescut cu 73% și deși comisionul brut s-a redus până la 17% față de 18,4%, faptul că a avut prime de intermediere în creștere cu 73%. Asta a dus veniturile companiei până la 34,5 milioane de lei. Un alt lucru care a impresionat în cazul Transylvania Broker este că, la jumătatea anului 2022, compania se poate lăuda cu disponibilități bănești de 10,6 milioane de lei în cont, în creștere cu cu 43% față de uh, aceeași perioadă din iunie 2021, uh, asta după ce compania a mai plătit și dividende destul de generoase. Așadar, au foarte mult cash în cont, uh, cash peste datoriile purtătoare de dobândă, așa cum menționam anterior. Și uh, acum, probabil, mulți dintre voi vă întrebați, ok, dar ce ar putea urma pentru a doua parte a anului? Așa cum menționam anterior, de obicei prima parte a anului este cea mai bună pentru companie și dacă ne uităm peste evoluția din anii anteriori, putem vedea că într-adevăr în 2021 compania a raportat profituri destul de bune, de exemplu profit mult mai bun în trimestrul 3 față de trimestrul 2 de 2021, totuși mă aștept ca după acest început de an creștere puternică, Mă aștept că a doua parte a anului poate să fie ceva mai slabă decât prima parte a anului, însă acest lucru va duce chiar și cu o, poate o încetinire în a doua parte a anului, acest lucru va duce profitul către poate 11-12 milioane de lei la finalul anului 2022. Acestea sunt doar estimările mele pentru că um, compania și a bugetat un profit de vreo 7,4 milioane de lei pe întreg anul 2022 și deja la jumătate anului 2022 l-a depășit pentru că a raportat un profit de 7,7 milioane de lei. Așadar, încă cifra de afaceri nu a fost depășită, compania și-a bugetat 130 de milioane de lei venituri, însă momentan este la 71 de milioane, însă profitul net a fost depășit, profitul bugetat. Așadar, pentru finalul anului 2022, eu mă aștept undeva la 133 de milioane de lei probabil venituri și un profit între 11 și 12 milioane de lei profit net, marja netă fiind undeva între 8 și 9%. Sunt doar estimări proprii, rămâne să vedem cum va raporta compania în a doua parte a anului, însă cu acest profit de 11-12 milioane de lei ar însemna un profit record. Pentru companie. Compania are o rată de distribuție a profitului destul de stabilă, undeva la 80%, peste ușor peste 80% a distribuit din profit în fiecare an. Ne putem aștepta și pe viitor la o rată de distribuție destul de uh, generoasă, având în vedere că managementul a declarat că nu au în vedere investiții masive în perioada următoare. Așadar, randamentul dividendului poate va fi undeva între 9 și 10% în funcție de profitul realizat la finalul anului 2022. Așadar, ne putem aștepta la dividende generoase și chiar și la acest nivel de preț ne putem aștepta la un randament de peste 9% al dividendului, dacă compania va rămâne cu aceeași rată generoasă de profit. Din punct de vedere a multiplului de preț, Transilvania Broker se tranzacționează momentan undeva la un PER de 8,6 un PER care este sub media multianuală din perioada 2017-2021. Vedem aici cum a evoluat per companiei. Au avut ani în care PER-o a coborât până la 7,6, 7,7 la finalul anului, însă în ultimii ani a avut un PER chiar și de la finalul anului 2021 de 12,4. Așadar, momentan, la un per de 8,6, acțiunile Transilvania Broker se tranzacționează sub media multianuală, care a fost undeva la 9,5. Pe final, vreau să vă spun că pe data de 24 august îl vom avea alături în comunitatea Investește la Bursă pe Gabriel Login, care este CEO-ul Transilvania Broker. Dânsul ne va răspunde întrebărilor. Venită din partea investitorilor, puteți și voi participa la acest webinar dedicat exclusiv membrilor din comunitatea Investește la bursă. Dacă vă faceți un cont în comunitatea Investește la bursă și aveți un discount de 20% la abonamentul lunar, dacă folosiți codul de reducere, reducere 20, la crearea contului. Sper că toate aceste informații să vă fie utile și să faceți investiții cât mai profitabile.